Vai nouă, România, vai ție, România, unde s-a ajuns în ziua de astăzi. Ne sunt murdărite sufletele nouă, oamenilor puri, și biserica este nepăsătoare. Vai, ei, vai bisericii ortodoxe române, adică în biserică se vorbește despre iubire și despre adevăr și este atât de puțină iubire în biserică și atât de puțin adevăr. Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este judecător și biserica ce ne spune? Ne spune așa că Iisus a zis, iubiți-L pe Dumnezeu și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă. Dar acestea sunt cuvintele lui Iisus Hristos. Cuvinte bune, într-o oarecare măsură. Dar de ce să cerem de la oameni așa ceva? De ce să cerem de la oamenii, de la oamenii aceștia răutăcioși sau răi, de ce să cerem atât de mult? Că nu o să se schimbe ei atât de mult. De ce să se ceară de la oamenii aceștia atât de mult? De ce să nu se ceară mai puțin? De ce biserica să nu ceară pur și simplu să nu fim răi, să nu fim răi? A zis parcă un preot pe aici, prin Constanța, pe unde sunt eu, să nu ne urâm fraților. Păi da, să nu ne urâm, să nu fim răi. Și Moise în cele 10 porunci, cam asta a spus, să nu fim răi, să nu ucidem, să nu furăm, să ne cinstim părinții și tot așa. Sau Dumnezeu, care a fost porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu le-a făcut pe toate și toate erau bune. Și apoi a zis lui Adam, sau mă rog, oamenilor, să nu mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului. Adică rămâneți buni, să nu mâncați din pomul care conține și bine și rău, un amestec de bine și rău, ca astfel oamenii să poată să fie uneori și răi. Dacă suntem buni și uneori așa și așa, aș zice că nu mâncăm neapărat din pomul cunoștinței binelui și răului. Deci dacă noi suntem uneori buni și uneori așa și așa, nu înseamnă neapărat că mâncăm din pomul cunoștinței binelui și răului, pentru că Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este smerit. Deci dacă Dumnezeu a făcut această planetă, această lume și din punctul lui de vedere al unei ființe sfinte, smerite, toate erau bune, asta nu înseamnă că era perfecțiune, mă gândesc eu, dar toate erau bune. Nu ca acum, nu. Deci în prezent nu sunt toate bune, în niciun caz, că perfecțiunea nu prea cred că există, sau dacă există, există așa, acolo, câteva zile, mă gândesc, așa, a fost perfect. Dumnezeu n-a zis a fost perfect, a zis toate erau bune, bune. Așa, deci, asta e porunca lui Dumnezeu, nu? Să nu mâncăm din pomul cunoștinței binelui și răului. Toate erau bune. Să rămână bune. Deci, să rămânem buni. Copiii, până la vârsta de 7 ani, sunt buni, așa zice biserica. După aceea, mulți dintre ei încep să păcătuiască, mai mult sau mai puțin. E, părinții ar trebui să fie... Ar trebui să fie atenți cu copiilor, să nu înceapă să fie răutăcioși sau răi. Deci să facă astfel încât părinții să facă astfel încât părinții să facă astfel încât copiii să rămână buni. Acum, dacă părinții sunt păcătoși, a zis Iisus Hristos ceva și pentru acest caz, dacă părinții sunt păcătoși. De nu vă veți întoarce și nu veți fi precum pruncii, nu veți intra în împărăția cerurilor. Deci părinții păcătoși pot învăța de la copiilor cum să se întoarcă în împărăția cerurilor, cum să se întoarcă la Dumnezeu. Da. Dar încă o dată, Dumnezeu este sfânt, Dumnezeu este bun și judecător. Dar Dumnezeu este sfânt. Deci o ființă sfântă cere de la noi să iubim sau să iubim mult. Eu cred că o ființă sfântă este smerită și cere de la noi să nu fim răi, pentru că este modest Dumnezeu. Cere de la noi să nu fim răi,
Aceasta este legea, nu? Să nu mâncăm din pomul cunoștinței binelui și răului, să rămânem buni. Și pentru, da, pentru Dumnezeu, el fiind sfânt, da, el ce zice? Păi Dumnezeu zice, ia uite acolo un om, a, om bun, uite acolo încă un om, a, om bun, ia uite acolo, Doamne, tu ce zici? Acela este om bun, acela nu e om bun. Dar acela de acolo, Doamne, e om bun, și ăla e om bun. Dar acela, Doamne, ăla nu e om bun. Dar acela, ăla e om bun, și acela, și ăla e om bun. Eu așa cred că zice Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este smerit, nu? Și la biserică se spune, pentru cel curat, toate sunt curate. Deci, asta am vrut să vă spun. Doamne ajută!